natura, cea asupra căreia omul poate interveni, fără a trebui însă să-și impună să facă ceea ce vrea din ea, natura, ziceam, trebuie respectată și admirată, poate în egală măsură. Dacă la Giurgiu sau oriunde, altundeva, în jurul fluviilor sau al mărilor, suntem obișnuiți cu prezența pescărușilor, o priveliște inedită se lasă în văzul giurgiuvenilor aflați pe canalul plantelor, în capătul său apropiat de podul Prieteniei. De câteva zile, câteva perechi de lebede par a fi ieșite la promenadă, profitând de vremea neobișnuit de călduroasă pentru această perioadă de ianuarie. Soare, vreme frumoasă pentru această decadă a doua de ianuarie și aici, în capătul canalului plantelor și imediata vecinătate a podului Prieteniei, câteva familii de astfel de păsări și-au găsit locul. Ca și cum locul ar fi fost special amenajat pentru ele într-o grădină zoologică. La locul predilect, lebedele oferă spectacolul lor neregizat, încadrându-se într-un decor de care pot profita pescarii sau giurgiuvenii veniți special în această zonă a orașului spre a le urmări. Și dacă în orașul nostru nu există o grădină zoologică, iar vremea nu-i rea deloc pentru plimbare, poate merită să vă gândiți la o deplasare spre a fi martorii promenadei frumoaselor păsări de pe canalul plantelor.